Bună dimineața! A pornit deja. Pornește telefonul meu, zici că... Ui, ia uitați-vă aici. A scos Costin dosarul, bă, tată. Dosarul la varachet. 20 de pagini. Puși de ampilă. Bineînțeles că e copie, nu e original. Rezumatul caracteristicilor produsului, denumirea produsului. Compoziția chimică, forma farmaceutică, proprietăți clinice, indicații pentru utilizare. Indicații pentru utilizare, bă, tată. Doar medicul veterinar și apicultorul poate folosi. Deci, hai să mergem unde e mai important, că scrie mult aici. Eu am citit. Cantități de administrate, reacții adverse, precauții speciale. Eu stai mă, așa, citesc de cât eu, voi vedeți ceva, nu vedeți, stați că vă arăt acum. Am citit odată aici. Deci, băi, varachetul ăsta l-a făcut institutul, bă, de cercetare, bă. Institutul, tată, și-a primit niște autorizări și omologat și este certificat și este, da? Hai să vedem cum trebuie folosit, mă, ca după carte, bă, tată. Deci exact cum scrie aici producător. Ah, stai mai așa, stai așa. Deci, cum trebuie? Administrarea produsului varache forte se face în tot sezonul activ. Ce înseamnă sezon activ? Păi de când depune regina ouă până nu mai depune? Păi din primăvară până în toamnă. În afara, în paranteză, în afara perioadelor de cules de producție. Adică, în momentul în care avem un cules de producție, nu mai faci varachet. Da? Simplu. Cu mențiunea că tratamentele cu cea mai înaltă eficacitate sunt cele din toamnă, când nu mai există poet căpăcit. Hai să vedem, iau ce zice aici. Prima administrare. Bă, când să dau prima dată? Se face primăvara când albinele au început activitatea normală. Păi dacă citim decât atât, ce înțelegea? Da, e primăvara și gata. Stați mă așa să o luăm puțin așa, să pipăim mai bine. Prima administrare se face primăvara. Când este primăvara? Păi după ce... Nu poți să zici că în februarie e primăvara, cam în martie, nu? Când? Când este peste 12 grade, că așa ne scrie pe undeva pe aici, să fie peste 12 grade. Păi când avem peste 12 grade? Păi vă spun eu când? Pe vreo 14 martie, așa, 15 martie, nu? Deci pe la jumatea lunii martie, să zicem că vine mai căldură așa, da? Și începem prima administrare, primăvară, adică pe 14 martie, mă zicem, da? Primul tratament. Îl dăm la 7 zile pe al doilea, pe 21 martie. Îl dăm. Și al treilea când? Pe 28 martie. Și spuneți-mi și mie, ce-i din partea asta din sud, pe la noi pe aici? Nu cumva cam pe 1 aprilie înfloresc pomii fructiferi? Adică pe 28 martie am dat varachet. Bă, ca după carte de aici. Pe 28 martie am dat al treilea tratament. Și peste vreo 3 zile înfloresc pomii fructiferi. Ia spuneți-mi și mie. Și pe urmă... Vezi acolo pe borcan că scrie miere de mai, miere de pom fructiferi, miere de... Păi cum scot mierea aia de pom fructiferi? Cantitatea infimă de la varachet, de amitras, nu afectează, frate, nici mierea, nimic, fiindcă cine a făcut tratamentul ăsta, l-a omologat, a făcut niște probe, s-a făcut analize la miere. Deci dacă ar fi după mintea lor, nu mai trebuie să mai extragi miere de pom fructiferi în viața ta. Că trebuie să faci tratamentul ăsta. Păi nu mai poți să extragi miere. O să zici, păi pui caturile. Care pune catul, mă, în luna martie la stupi? Care pune catul în luna martie? Păi, hai să fim serioși, că atunci de-abia avem 3-4 rame, 5 rame. Așa, ce mai zicem? Următoarele 3 administrări se efectuează în luna august. Adică acum, în luna august, da? La interval de 7-10 zile. După recoltarea mierei. Păi așa am făcut, am scos mierea. Toamna se mai fac două administrări. Bă, zice, după recoltarea mierii, spune că n-ai voie să scoți mierea din cuib, că n-ai voie să scoți mierea nu știu care, că nu, tata, după recoltarea mierii. Spune să dai caturile jos după stupi.
Arătați-mi unde zice că dați scaturile jos după stupi. Nu scrie, tata. Și vă zic eu pe cea mai tare. Explicați-mi și mie ăla cu stup orizontal cum face. Că sunt unii cu stup orizontal care stau pe staționar, au zonă meliferă bună, pe lângă păduri, pe la munte, pe unde stă și ei iernează în 10 rame, mă, în 12 rame iernează. Și dă vă rachet. Și pe urmă nu scoate din ramele alea miere. Nu iernează ca mine în 3 rame, iernează în 12. Da? Sau acum, în momentul de față, au stupi în 20 de rame, în 24 de rame, da? Că la munte e mierea mai bio, da? Acolo e... nu-i chimizare așa. Și trăiește albina mai mult și au stupi plin de albina și el dă vă rachet acum. Înseamnă că nicio ramă din alea 20, el nu mai trebuie să ia miere din ramele alea în viața lui, nu? Băi, hai să fim serioși și nu mai să ne dăm în cap unul la alții că, băi, nu-i mierea ta bună, că am văzut eu că ai dat tratament, că nu știu ce. Toamna se mai fac două administrări, așa, în absența poetului. Mai are rost să citim? Băi, deci, în loc să ne ajutăm unii pe alții, vrem să ne dăm în cap unii la alții. Păi, ia ziceți voi. Deci v-am luat dosarul, m-am scos dosarul de la ICDA, bă, tătii. Cu ștampilă pe el. E copie, nu original. Scoteți-l și voi, citiți-l pe tot, să vedeți că dai tratament. Adică mai bine zici, știți ce se înțelege de aici? Tu faci un tratament, îl faci pe al doilea, îl faci pe al doilea, să zicem, l-ai făcut. Și ar trebui să-l faci și pe al treilea. Și peste 2-3 zile după ce l-ai făcut pe al doilea, apare un cules. Că noi nu știm când apare culesul ăsta. Nu știu, dă mană, mă, nu știu, un cules așa de însenii. Te oprești, nu mai faci tratament și mirea e ok. Dacă așa scrie pe tata la dosar aceea. Vedeți? Băi, din filmulețele mele, eu cred că am ajutat apicultorii cu câte ceva. Adică a văzut ceva bun la mine. Eu n-am băgat bețe în roate la nimeni. Adică dacă văd că cineva scoate miere, să încep cu dușmănie, să zic, nu-i mierea lui ăla bună, nu-i bună, nu e bine ce face, nu. Pentru ce să facem de-astea? Pentru ce? Spuneți voi. E mai ușor să fii rău decât să fii bun? Să ne dăm unii în cap la alții, să ne aducem controle pe cap unii la alții. Pentru ce? Uite că eu sunt ok acum cu toate. De la ANAF am impozit 0, sunt pe 0, am avut nevoie de o hârtie de la ei și a zis, da, sunteți în regulă, sunteți pe 0. Bun, și acum am revenit la apivar. Eu am băgat apivar acum la stup, da? Deci n-am dat verachet. Așa, adică anul ăsta vorbesc, 2024. Hai să vedem ce scrie aici. Mod și cale de administrare, atenționare, bun, mergem mai jos, timp de așteptare, 0 zile. Timp de așteptare, miere. Deci, după ce ai scos tratamentul, deci pentru miere, 0 zile, deci nu utilizați în timpul fluxului de miere. Adică, normal, după ce ai scos tratamentul, poți să pui catul pe stup și să pleci la cules, nu? Cam asta înseamnă miere 0 zile. Dar zice să nu utilizezi în timpul fluxului de miere, adică să nu ai tratamentul în stup când tu te duci la cules și începe culesul. Nu extrageți miere din fagurile cu puiet. Adică fagurile la unde a fost tratamentul, nu ai voie să extragi miere din ea. Nu recoltați miere atunci când tratamentul este în desfășurare. Deci când tratamentul ăsta există în stup, nu avem voie să extragem miere. Fagurii de puie trebuie înlocuiți cu fundație nouă, cel puțin o dată la 3 ani. Adică să schimb fagurile ăsta unde a fost tratamentul, să pui alt faguri, adică foiță mă la clădit. Nu reutilizați ramele de puiet pe post de rame pentru miere. Adică, unde a fost acest tratament băgat între rame, rama din stânga și din dreapta, unde a fost el băgat, n-ai voie să reutilizezi rama asta pe post de miere. Adică să extragi mierea din ea. Bun. Ia să mergem noi la stup aici.
să vedeți ce face Costin acum. Deci îmi spune clar la apivar că nu am voie să extrag miere din rama respectivă. Dar totuși se poate extrage miere din ea și mierea respectivă o să o dai la albine. Da? Mierea s-o dai la albine. Uite, lui ăsta i-am lăsat catul aici, că are destul de mult albine. Dar cred că îl iau acum, nu? Trebuie să îl iau. L-am lăsat așa, gol, să stea albine acolo. Am la albina anul ăsta, mă. Niculai, tată. Ce regine mi-ai dat, rog? Că bagă albine, bagă continuu reginele astea. Ia. Poftim. Ia uite ce ești. Nu am stupii, zici că să plec la cules acum cu ei. Ia, în rele, n-am făcut nici cum. Mamă, ce băzeală pe ele aici, mamă, ce ați făcut? V-am enervat? Nu m-am tăpat niciun, Alex, să duc la ordine. Deci, ia uitați-vă ce la mine. Am buzie. Deci, tratamentul. Ia uitați-vă cât de simplu este. Am tratament aici, apivarul. Costin are aici două pioneze. Una o băgăm aici. Ecco, una deja am scăpat-o. Și ce mă buzie asta, mă, dar nu înțeapă. Deci aici am tratamentul, da? Uite așa, am două pioneze. Bun. Și mai avem un tratament. Pe partea asta, fiindcă aici aveam puiet, l-am pus și eu aici. Și Costin pune așa, două pioneze. Cum scrie pe prospect? Aceste rame nu se utilizează pe post de miere. Adică ramele astea eu nu le urc în cap la anul. Ramele astea două de aici cu alea două de acolo. Rama asta dacă bagă miere în ea, n-are nicio treabă cu tratamentul. Sau asta de aici. Deci astea două daci de lângă tratament și astea două, nu am voie să extrag miere din el. Nu se urcă în cat ca să bage miere în el. Nu știu ce buzie asta, dar nu înțeapă, deci de cât buzie și el așa. Cam asta scrie pe prospect, asta o să fac. Deci ramele alea țin cont de ele, cum zice acolo, la 3 ani să le topesc și băgăm altele. Da? Dar cum se explică faptul că în timpul culesului albina intră, uite așa, albinele cu legătoare, intră pe urdiniș, depozitează nectarul în faguri, ăștia închiși, ăștia, pântre puiet pe acolo, ați văzut că vedem că lucește, deci depozitează mierea acolo. Dacă o extrag de acolo, nu-i bună. Ok. Dar albinele acolo depun prima dată nectarul și de acolo îl urcă în cat. Și când a urcat în cat e bună, adică aici, la 10 cm mai jos nu e bună, când a urcat-o daci mai sus e bună. Dați-mi voi explicația asta. Spuneți-mi voi acum ce înțelegeți de aici. Deci, presupunem că fagurile ăsta negru, că ați văzut că nu în toate, o să ziceți, pe jos e puiet. Păi în toate ramele e puiet? N-ați văzut că printre puiet lucesc pe picăturile astea de nectar? Prima dată albinele cu legătoare aduce mierea, aici mă o aduce, o aduc mierea, în faguri ăștia închiși. În faguri de jos, mă, cu puiet, acolo aduce nectarul. Să-mi bag pioneze la toate ramele alea care am pus tratamentul. Dacă așa scrie pe prospect, ramele alea să nu le folosești pe post de miere. Gata, tăticu. Băgăm pioneze în ele. Și ramele alea nu sunt folosite pe post de miere. Dar albina mai vine și ea pune nectar acolo, de acolo îl urcă sus. Aia e partea a doua. Ce? Aia e partea a doua aia. Adică nu numai la mine, la toți apicultorii se întâmplă așa. Oare nu vedem noi cu ochii noștri
când e cules, că blochează cuibul, cu nectar. În ramele alea negre, îl blochează cu nectar. Și dacă mai slăbește culesul și așa, după aia îl urcă, de acolo îl urcă în cap. Dați-mi 5 cuti. Pioneză, tată. Deci gata, mă, facem apicultura cu pioneze. Păi nu trebuie notate ramele alea. Scrii cu markerul pe ele, să șterge markerul. Nu merge. Băgăm pioneze, tăticul. Baia mea acasă, cred eu. Câteva cutiuțe, văd eu dacă nu mi ajung. Mai cumpăr. Am luat 5 cutii de astea. Nu știu cât are o cutie. Am două tratamente pe stupi, 4 pioneze pe stupi. Trebuie să continui ca să se înțeleagă clar, să nu fie vreo înțelegere din asta eronată. Ați uitat cu toții că albinele aduc propolis în stup. Propolisul este un dezinfectant natural, un antibiotic natural, care albina îl aduce pe piciorușe și cu acest propolis ea își lustruiește toată lada, toate celulele. Mai bine zis, dacă apicultorul aduce de la rezerva lui o ramă și o pune acolo în stup, albinele nu pune nici miere, nici puiet în rama aia. Până nu intră ea cu capul în celulă și lustruiește ea acolo cu propolis, nu pune nimic acolo. Adică, într-un cuvânt, își dezinfectează tot cu propolis. Din cauza asta, mierea este curată și când ne ducem cu ea la laborator, ei o găsește perfectă. La laboratoarele noastre care le avem, da? Când ne face analiză, ne dă că mierea este ok. Din cauza că albinele, ele continuu își țin stupul în dezinfectarea asta cu propolis. Bineînțeles că noi, ca și apicultori, respectăm prospectul la tratament, exact cum spune acolo pe prospect, căutăm să-l aplicăm în stupii noștri, exact cum scrie în prospect, și în felul ăsta mierea este curată. Dacă cineva nu respectă prospectul, să răspundă. Dacă sunt apicultori care pune dozaj mai mare sau face el ceva în plus, e treaba lui să răspundă. Cât despre mine, eu respect rețeta, așa cum e scris acolo, prospectul, și pun tratamente omologate. Atâta timp cât noi apicultorii respectăm că e varachet, că e mavrirol, că e orice tratament ar fi, care este omologat în institut și este pus pe piață la farmaciile astea veterinare, noi suntem obligați să-l folosim exact cum scrie pe prospect. Mai departe, albina ea își face treaba, ea își curăță celulele, își face curățenie în stup și mierea este bună de consum. Sunt câteva voci care caută să ne amețească pe noi, să ne spună că mierea aia nu-i bună, că apicultorul ăla e rău, că ăla e bun, că ăla e rău, că... Bă, ce aveți, bă, tătic? Poate să fie apicultorul slab, că nu e el apicultor bun, albina tot deșteaptă și își curăță stupul ei în interior acolo. Cât ar fi de slab apicultorul, albina tot aia rămâne. Ea așa e lăsată de Dumnezeu să-și facă curățenie în stup, să-și dezinfecteze stupul. Repet, datoria noastră a apicultorilor să respectăm prospectul, tratamentele să le facem ca la carte cum sunt scrise acolo și vom avea stupii sănătoși și mierea curată. Punct. Plus de asta, fiecare suntem datori să ne facem analiza la miere, când mergem la vânzare să avem analiza la miere. Eu o fac pe fiecare an. Cam atât. Deci nu mai aruncați cu noroi unii în alții că mierea mea e mai bună, a ta nu-i bună. Și ăla zice, dar ăla, a mea e mai bună, a ta nu-i bună. Dar ce faceți voi treburi din astea? Păi, deci după cum ați văzut, eu mi-am luat cu toți cutiuța de pioneze și o să semnez la ramele respective ca să fiu sigur că în ramele alea unde am avut tratamentul, din alea nu scot miere. Așa scrie pe prospect, așa fac. Sănătate și numai bine, lăsați-vă și voi dacă vreți un comentariu.